genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, ați văzut ieri o emisiune, să zic așa, cu noastră, special domnul Brătianu a avut multe declarații foarte interesante. Cine n-a văzut emisiunea, o găsește pe Facebook, pe Punctul de Vedere și pe profilul subsemnatului, da, Mircea Mihulet. Căutați acolo pentru că au fost declarații, o să vedeți ce se întâmplă în Parlamentul României, cum votează ea, dar revin la emisiune, vă prezint invitatul ca să nu fiu nepoliticos. Domnul Nicolae Alin Fara, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu Hunedoara. Discutăm astăzi despre piața forței de muncă, despre bursa locurilor de muncă. Va avea loc săptămâna viitoare. Aceasta săptămâna asta. A, pe sfârșitul săptămânii acestea. Îmi cer scuze. A rămas săptămâna trecută, da? Așa, s-o termina și luna. Încă nu s-o termina luna. Mai avem un pic. Așa, deci pe finalul săptămânii acesteia. Bine ați revenit la noi. Bine v-am regăsit. O să vorbim despre locuri de muncă. Cine dorește să-și găsească un loc de muncă, ar fi bine să stea cu ochii pe noi și să ia aminte. Sau să-și caute locul de muncă, așa cum zici. Nu zici tu, rău, mă, pe timă, că vorba aceea. Bun. Hai să ajungem un pic la un punct de vedere ca să vedem cam ce-i pe agențiile de presă. Intru pe Hot News Primatură, ia să vedem. Dă-mi un pic ecranul. Bușoi. Bă, ăsta mai există? Frate, deci ăsta este președinte la București, la PNL. Bușoi. Sondajele arată că PNL este pe locul 2 în intenția de vot. La nivel național cu 31%, PSD are 37%. Bă, băieți, bă. Deci e noaptea minții. Bun. Nu că aș avea ceva cu PNL-ul. Deci cum au, mă, ăștia? Că nu se duce lumea la vot. De-aia... Ia să se ducă lumea la vot și să-și anuleze votul, să vedeți câte voturi anulate ar fi. Imagini filmate cu dron, acum arată șantierul de pe lotul demolat din autostrada Sibiu-Orăștie, lucrare executată în regim propriu de CNADNR, da? Bun. Două repere din cariera lui Lazar Iordache, reținut marți de DNA, consiliera lui Videanu și al fostului secretar de stat Tucmeanu, ambii cu dosare la Direcția Anticorupție? Na, nu cred. Ia să vedem. 5 lucruri surprinzătoare despre accidentele auto care ți-ar putea explica de ce asigurarea RCA crește mereu. Bă, mă lăsați că ăștia iau banii și îi sifonează oriunde. În sfârșit. Deci nu, e o problemă. Nu, e un editorial ăsta. Hai să vedem că selectasem în... Ai încarcă-te, darea în plată, legea dării în plată, despre asta vreau să vă citesc. Nu un pic să se încarce, să mi se încarce aici povestea, bine, că trebuie să-mi dea reclame ăștia. Mă enervează rău. Bun, darea în plată și defilează ăsta, mă? Bă, frate, îmi spune unde să dau click-ul, colegul meu. Da, dacă văd că nu se închide așa, bun. Zice, darea în plată va fi tranșată de CCR. Băncile au peste 150, au depus peste 150 de sesizări, dar deocamdată e vacanță pentru judecători. Deci, bă, cât de tare poate să fie asta? Când intră, am văzut toată povestea asta, ci că magistrații protestează că le trebuie mărire, nu știu câtă mărire de salariu. Bun, ok, sunt de acord cu toate măririle pentru toată lumea. Mă, dar să văd și eu că justiția se mișcă în țara asta, adică stai și dai termene peste termene de ani de zile în niște procese. Da? Și în timpul ăsta, unii dintre ei, care, mai ales aia care s-au dus cu retrocedări sau cu litigii din astea de pământ, da? Care au fost bunicii noștri, să o zicem ba dreaptă, da? Și care și-au vândut, nu și-au vândut, se ceartă de la două palme de pământ, unii dintre ei au murit, săraci. Înțelegeți? Păi și atunci eu la judecătorii ăștia să le dau încă bani. Mă, da, dacă v-ați face treaba. A, și mai am o problemă, înainte să intrăm. Tot am făcut apel și la televiziune, dar nu, o să continui să fac apelul de aici. Măi, văd pe milițienii ăștia, că nu pot să le spun polițiști, milițienii ăștia care se duc la hâță. Duminica, în sfânta zi de duminică, când eu plec la slujbă, la Dacia Service, în stația de taxiuri, deci se parchează și ilegal, deci încă o nemernicie.
O mașină neinscripționată stă la hâță cu doi băieți cu chipie înăuntru care, ce nu știu ce viteză am peștelui prăjit pot să prinzi acolo când ieși din curba aia de la Dacia Service și intri în oraș. Câte accidente super mortale s-au întâmplat acolo, că tot nu pot pricepe. A, s-au întâmplat înainte de sensul la giratoriu. Dar acolo ieși din sensul giratoriu, n-ai ce viteză mercului turbață prins în cât? 200 de metri. Ia, ai depășit cu 10 la oră. Bun, ok. Și infracțiune, gata de bani. Deci ai stat la hâță, nu este preventiv. Deci aia mă enervează când îi văd pe băieții ăștia îmbrăcați în haina statului, în haina plătită de mine. Mă, dacă tot ai făcut polițist, dacă tot ai făcut, nu știu, judecător, dacă tot ai făcut medic, dacă te-ai făcut preot, da? Mă, încearcă, mă, să-l ridici pe ăla, pe amărâtul ăla, mă, să-l previi, mă. Eu lupt împotriva păcatului, da? De orice fel. Încearcă să-l ridici pe ăla năcăjit, mă, să-i explici, frățioare, nu-i bine să arunci cârtia pe jos, să scuipi, să mergi cu viteză că mori, să previne, fă prevenție, mulțumesc, Peti, fă prevenție, fă acțiune de prevenire, dacă tot vrei să faci acțiune de prevenire, dacă ești neam de porc de câine, că mai bine nu pot să zic. Cineva o să se supere și o să zică, vai ce urât vorbește părintele. Păi nu pot, mă, când ți se fură bani din buzunar, ai furt pe față, legal, în haina statului. Ăia stau ascunși acolo, vine câte unul și zice, trage-o mantale pe dreapta. Mă, nu-i văd acționând în târgul ăla de mașini în care se vând, la mica negociere, în care se vând sub ansamble, știți, de mașini. Nu-i întreabă pe ăia, mă, voi de unde aveți, mă, piesele astea, le-ați furat, ce-ați făcut cu ele? Deci, nervi peste nervi. Și atunci, cam asta e problema. Bun, mai vreau să vă zic câteva cuvinte, un minut, că după aia intrăm în subiect. Mai vreau să vă zic câteva cuvinte, azi e 23 august, la 23 august iară apar toți aia care, domnule, regele, mareșalul Antonescu, nu știu ce. Bă, 23 august e un moment din istoria României. Comuniștii l-au umflat cu pompa și l-au confiscat. Ne duceam la defilare, țin minte că mă îmbrăca mama fiertată frumos să mă ducă la defilare, că așa era, că n-avea cu cine să mă lase acasă și era frică, că eram, nu eram cu mințel, zârliu, așa cum zice Peti. Și mergeam la defilare și mergeau oamenii muncii și zicea, dole, gata, 23 august, libertate ne-a dus, Partidul Poporul, Ceaușescu și mai nu știu cine. Era defilare și după aceea toată lumea mergea la bere și la mici. Aia era 23 august, sărbătoarea națională, cred că era România atunci, că na, am întors armele împotriva Germaniei hitleriste și așa. Istoria după aia, începând să o citim, n-a mai fost atât de comodă pentru noi, nici pentru alții. În război toată lumea greșește. Bun, dar totuși este 23 august și am vrut să nu trecem peste momentul ăsta care dădea foarte multe emoții unora pe vreme. Da, deci 23 august, nu vă rupeți fâșurile pe Facebook și să vă certați pentru ce? Pentru un moment din istorie care nici nu reprezintă, hai să zicem așa, mare lucru. Da, cel puțin ține minte de istorie, zice Peti. Bun, hai că vorbim acum de istoria noastră dureroasă, actuală, pentru că județul Hunedoara este un județ care nu prea performează decât la șomaj. Azi mâine istorie? Nu, să sperăm că nu va fi așa. Să sperăm că nu va fi istorie în județul Hunedoara. Avem bursa locurilor de muncă. Am văzut un comunicat la cererea pieței muncii, la cererea agenților economici. În special agenților economici. Bun, câte locuri de muncă așa per total, că după aia intrăm noi? Până la ora 14 astăzi confirmate 241 de locuri de muncă oferite. Deci 241. Care vor veni angajatorii efectiv, în jur de 69 de angajatori care și-au anunțat până acum intenția, repet, până acum este o situație preliminară. Angajatorii pot inclusiv în ziua bursei să ne anunțe de participare la bursă. Bun, astea sunt locuri de muncă noi de care nu știați. Nu. Sau nu. Unele dintre aceste locuri de muncă se regăsesc în ofertă. Ofertele care ne-au fost transmise, altele sunt chiar noi. Acum, odată cu, după ce s-a auzit că se face o nouă bursă a locurilor de muncă, angajatorii vin și prezintă noi locuri de muncă. Da. Așa, asta e foarte bine. A câta bursa locurilor de muncă anul ăsta? A șasea. A șasea, deci e foarte bine pentru că știți ce se întâmplă? Românul nostru are o problemă destul de mare. Zice, doamne, nu am, nu,
du-te la muncă. Păi nu, că nu găsesc. Ok, ia luați de aici, cred că aproape în fiecare lună a fost, așa este, să zicem așa. Și din primăvară am început să facem, începând cu o bursă a mărțișorului, luna martie, lună de lună am făcut aceste burse. Sunt necesare. Bursa este o activitate de mediere, până la urmă, de împăcare între angajator și potențialul angajat. Având în vedere că avem și persoane în căutare în loc de muncă, avem și foarte multe locuri de muncă vacante, spun foarte multe locuri de muncă vacante, pentru că excedând cumva cadrul bursei, la ora actuală avem în stoc în jur de 370 de locuri de muncă vacante la nivelul județului Hunedoara, pe rasa județului Hunedoara. Șomeri câți? Șomeri, să încep cu o mică istorie, au scăzut numărul șomerilor, atât a șomerilor care aflați în plată, cât și a celor neîndemnizați. La ora asta avem în jur de 3.000 de persoane îndemnizate, tot așa, la nivelul județului Hunedoara, dar trebuie să subliniez faptul că din aceste 3.000 de persoane, mare parte dintre aceste persoane se află și în acel venit lunar de completare, în perioada de acordare a acelui venit lunar de completare, sau sunt cazuri deosebite care nu neapărat pot intra în secunda imediat următoare pe piața muncii. Am înțeles. Probabil că necesită recalificări și... Absolut. Lucrăm pe partea asta, avem în derulare cursuri de calificare, recalificare. Bun. Deci, vreo 3.000 de șomeri, vreo 300 și ceva de locuri de muncă. Câți neindemnizați? Câți au ieșit din toată povestea? Dar, deci câți nu mai au bani și totuși sunt în baza dumneavoastră de date? Avem în jur de 6.100 de persoane. Și aici este un paradox, așa, neapărat un paradox. Cifrele arată o scădere drastică și a acestui număr. Dacă în anii precedenți vorbeam, sau chiar anul trecut, în aceeași perioadă, în luna august, în luna iulie-august, aveam în jur de 11.500 de persoane în baza de date, acum avem doar 9.100 de persoane. Deci 3.000 de persoane, aproape 3.000 și ceva de persoane care încet, încet au dispărut din evidențele noastre. Bun, se știe și unde s-au dus, pentru că e foarte important să vedem cum evoluează. Acum suntem în piața asta europeană, care înseamnă nu doar deschiderea piețelor comerciale și financiare pentru cei care vin să investească sau să se joace în România, ci vin, există și piața muncii deschisă și e foarte important că multă lume își dorește să lucreze în străinătate pe bănuți mai mulți, asumându-și uneori riscuri mari. Au plecat, avem o evidență a celor plecați în străinătate? Da, avem o evidență, ca să spun așa, parțială. Instrumentul statului român în ceea ce privește migrația forței de muncă în străinătate este EURES-ul. EURES-ul este o substructură a ministerului care se ocupe exact cu acest lucru, plasarea forței de muncă din România în străinătate. Această structură funcționează în subordinea NOFM-ului, deci și în cadrul Agenției Județene avem un compartiment EURES. Da, avem evidență doar la persoanele care au plecat prin această structură în străinătate. Ce pot să spun, că raportat la acest mare număr, la nivelul unui an, în județul Hunedoara, din județul Hunedoara, prin serviciile oferite de EURES, au plecat în jur de 100-150 de persoane, cel mult pe an pleacă, de fapt, prin această structură. Celelalte persoane care au ieșit din evidență și s-au evaporat, ca să zic așa, din evidențele noastre, n-aș putea, nu m-am speculat că au plecat din țară sau au plecat către alte zone. Bun, asta, speculațiile pot să se ducă și spre munca la negru sau spre munca la gri, să zicem, dar nu la gri, pentru că ar trebui să-și înregistreze contractul de muncă la ITM și atunci ar apărea într-un registru. Ziceți-mi și mie, încrucișarea bazelor de date cu ITM-ul și cu alte instituții, cum merge? Funcționează sistemul? Funcționează, da. În mod normal ea se face și automat la o anumită perioadă de timp, dar noi, cel puțin pe partea noastră, facem această încrucișare ori de câte ori este nevoie sau sesizăm anumite inadvertențe în dosarul unei persoane. În acel moment imediat se face intersecția cu baza de date, se verifică tot istoricul, statutul și așa mai departe. Deci, într-un fel, se elimină posibilitatea fraudării, ca să zic așa, a indemnizației de șomaj sau a obținerii unor foloase din anumite bugete, nu neapărat al șomajului. Structura electronică sau structura informatică prezentă la nivel național permite, într-adevăr, prin parcurgerea câțiva pași, permite această verificare, să zicem, în timp real a persoanei din fața funcționarului public.
Am înțeles. Deci, practic, nu se poate... Bine, dar trăim în România și omul poate să nu declare și iarăși. Hai să vorbim și de salarii, pentru că una din problemele pe care le are salariatul român, în momentul în care îi se oferă un loc de muncă, și e o expresie pe care am povestit-o chiar înainte de emisiune și eu vă spun, stimați telespectatori, că am auzit-o de multe ori la oamenii noștri și din județul Hunedoara, dar și din țară. Mă, decât să lucru degeaba, mai bine stau degeaba. Ce pachete salariale oferă, știu eu, acești angajatori care vin la dumneavoastră și spun, domnule, uite, eu am 2, 3, 5, 20, 100 de locuri de muncă? Da, din păcate, zic eu, legea ne obligă pe angajator să ne declare nou venitul care, mă rog, salariul care îl oferă unii dintre aceștia de benevol, își trec un salariu în acea anexă prin care ne științează de locurile de muncă vacante, alții, din potrivă, nu spun că este confidențial. Este o rubrică care de cele mai multe este necompletată. Până la urmă, rolul nostru de agenție județeană și nu numai este de mediere. Noi mediem. Acum, ce înseamnă medierea asta? Exact ceea ce vă spuneam adineori, această bursă. Îi punem față în față. Un angajator serios negociază până la urmă cu un potențial salariat serios. Da, din păcate, salariile oferite care ne extragem noi bazele de date sunt destul de mici. Cele mai multe se apropie de salariul minim garantat pe economie. Se mai oferă de multe ori câteva bonusuri pe lângă, gen tichete, masă, transport gratuit la și de la locul de muncă, dar nu sunt niște salarii situate, să zic, undeva în jurul salariului mediu net, mediu pe economie. Puține sunt ofertele care îndeplinesc această sau sar de acest nivel al salariului mediu pe economie. Acum cât e salariul mediu? Salariul mediu undeva ar trebui să fie la 1500-1700? Chiar 1000 către 1900. 1900 da. E salariul mediu. Deci altceva. E vis, că minimum ar trebui să fie 1250. 1250. Brut. Am înțeles. Bun. Hai să ne ducem și spre măsurile speciale pe care dumneavoastră le puteți acorda, pentru că vin angajatorii să întrebe, domnule, uite, eu aș vrea să mai scap de plata anumitor dări către stat și poate vreau să angajez, chiar dacă lumea se ferește să angajeze peste o anumită vârstă, era peste 50 de ani, deși muncitorii peste 50 de ani, eu dacă aș fi mai patron, serioși. Ăla știe ce are de făcut, se duce și își vede de treaba lui și ține de serviciu, e cu mult mai fidel, pe când unul care intră acum în câmpul muncii zice, stai un pic, că nu mi-ajung de club și de țigări și de așa, nu mai vin, de mâine nu mai vin la lucru. Și am întâlnit cazuri, povesteam cu cineva, firmă de pază, deci culmea culminilor, unde nu e, firmă de pază, bine, și acolo e muncă, pentru că să stai 12 ore în picioare și numai să te uiți, e plictisitor, n-aș putea să fac. Deci, dacă n-aș putea. N-aveți profilul psihologic. N-am profilul psihologic, deci eu trebuie să lucru ceva, că dacă nu lucru ceva, e bai. Ziceți-mi și mie, deci vorbeam de pachetele astea, mai există măsurile de stimulare a pieței muncii pentru anumite categorii de cum oameni? Cum să nu? Acestea sunt măsurile active de combatere a șomajului. Ceea ce înseamnă indemnizația de șomaj sau completarea veniturilor șomerilor sunt măsurile pasive acordate de statul român. Măsurile active tocmai în aceste stimulente se concretizează. În stimulente acordate atât angajatorilor, și o să vă detaliez ce înseamnă pe câte paliere se merge pentru angajatori, și inclusiv măsuri active destinate șomerilor. Adică un șomer care se angajează, fiind în perioada de acordare a indemnizației de șomaj, beneficiază din moment, dacă se angajează pe o perioadă de cel puțin 12 luni, beneficiază de 30% din indemnizația la care ar fi avut dreptul până la sfârșitul perioadei de acordare a șomajului. Deci este un venit suplimentar acordat șomerului. Pentru angajatori, și aici slavă Domnului, odată cu apariția legii 76 din 2002, vorbind de câțiva ani buni de când se aplică legea, angajatorii din județul Hunedoara cunosc destul de bine beneficiile oferite și stimulente oferite de această lege, astfel că apelează tot mai des la încheierea de convenții cu agenția județeană pentru angajarea, introducerea în câmpul muncii atât a absolvenților cât și a șomerilor. Și am să încep prin a vă spune, toți suntem în perioada în care se dă un bac, astăzi, ieri au fost probe, în condițiile în care un angajator angajează un absolvent de școală de studii medii,
primește pentru o perioadă de 12 luni 500 de lei pe lună pentru fiecare absolvent angajat și are obligația, bineînțeles, de a menține în câmpul muncii 18 luni. Pentru un absolvent de liceu primește 600 de lei, tot așa, pe un an de zile, iar pentru un absolvent cu studii superioare primește 750 de lei, tot pe o perioadă de un an de zile. Asta în ceea ce privește absolvenții. În ceea ce privește angajarea celorlalte categorii, îmi spuneați de persoanele de peste 55 de ani. Există o prevedere în legea 76 care spune că atunci când un șomer, când un angajator angajează un șomer în vârstă de peste 45 de ani sau care este unic întreținător al unei familii monoparentale și mai sunt câteva condiții, la fel primește un stimulent financiar de 500 de lei pe lună pentru fiecare persoană în această categorie încadrată în muncă. Mai mult se primește inclusiv pentru persoanele angajate dintre șomeri care au mai puțin de 5 ani de zile până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Deci inclusiv pentru aceste persoane îi se acordă angajatorul un stimulent care de multe ori este nu neapărat foarte mare ca valoare, dar este suficient de bun ca să-i acopere anumite cheltuieli, inclusiv cele generate de plata contribuțiilor la bugetele asigurării sociale de stat. Asta e foarte important pentru că se degrevează un pic investitorul de anumite... Toată lumea se plânge în România de fiscalitatea excesivă și de taxele pe care trebuie să le dea și atunci... nu mai este scuza, doar nu pot să angajez, că uite așa și pe dincolea. Bun, o să intrăm în partea a doua a emisiunii, stimați telespectatori, și în meseriile care, sau mă rog, locurile de muncă, pentru ce meserii este această ofertă. Cum stăm în repartizarea acestor locuri de muncă înainte de a intra, pentru că ne apropiem și de pauză, mai avem vreo 3 minuțele până la pauză, pentru că există zone și zone ale județului, Valea Jiului e clar cea mai lovită, din păcate, Valea Jiului și zona Bradului sunt zone, ca să zic așa, greu încercate din multe puncte de vedere. Bun, nici Hunedoara sau Deva nu stau extraordinar, dar e în apropierea unui centru economic sau, mă rog, formează un centru economic mai dezvoltat. Da, avem o mare problemă pe zona Văii, pe zona Bradului și zona Orăștiei, chiar și zona Orăștiei, datorită arealului geografic, vorbind de Brad și de Orăștie, unde zonele întinse, populații disipite și așa mai departe. Hey, în Valea Jiului sunt locuri de muncă, nu neapărat conforme cu pregătirea generală, ca să zic așa, din zonă. Acum, chiar cât de curând se va deschide acolo încă o, mă rog, o societate va deschide încă o linie de asamblare, cablaje, cum ne place să povestim acum, se pare că în domeniul cablajelor sau cablajele au ajuns primul angajator pe județ. Sunt și acolo ceva, exact cum vă spuneam, câteva locuri de muncă, nu sunt foarte multe. Se caută în special și pe partea de confecții în zona Văii Jiului, să avem locuri de muncă vacante. După aceea, pe partea de servicii, poate cineva ar zice că nu prea se vede. Ba, dimpotrivă, se vede, se caută barman, se caută ospătari. Și cam astea ar fi pe zona Văii. Pe zona nordică, să zic așa, a județului, pe zona Bradului și Orăștiei, cele mai căutate sau cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în domeniul cablajelor. Deci la montatori asamblor cablaje, muncitori necalificați în asamblarea cablajelor și cam asta ar fi predominante pe zona nordică a județului. Avem în schimb inclusiv locuri de muncă vacante pe studii superioare. Vorbim la ora asta de două locuri de muncă vacante de medici veterinari. Avem cel puțin 4 ingineri constructori, 2 dirigenți de șantier și așa mai. Deci meserii mai de top care sunt căutate la acest moment și sper că și la bursă se va găsi respondentul sau ocupantul acestor locuri de muncă. Deci, practic, ar trebui să fie un pic de concurență, pentru că, din ce mi-ați spus dumneavoastră, bun, sunt locurile de muncă pentru necalificate, dar când într-adevăr ți-e foame și vrei să-ți păstrezi demnitatea, te duci necalificat o perioadă, că după aia, dacă ești bun și așa, vine și recompensa sau oferta. Ca să mă recompenseze și pe mine regia, că respect întru totul desfășurătorul emisiunii, intrăm în pauză, stimați telespectatori. După pauză, poate vă interesează un anume loc de muncă. Poate aveți o anumită vârstă și vreți să știți, domnule, uite, unde m-aș putea duce și asta e calificarea pe care o am.
poate vă interesează cursurile de recalificare. O să avem mai multe informații, luăm pauza și revenim. Am revenit în direct, stimați telespectatori, acum ceva vreme, când rup un pic, ne întoarcem la locuri de muncă, să vedem cu absolvenți, cu alea, cu ce locuri de muncă sunt, cu rata șomajului, cu așa, dar nu pot să mă abțin, că uite, n-am zis la început și am văzut astăzi știrea și nu o mai găseam. Am avut într-o emisiune o declarație de genul, când era scandalul cu Hexifarma, mă, că au rămas unii pe scaune și zic că ăia de la Agenția Medicamentului trebuie preluați și luați acum la întrebări și așa. Văd că ăștia procurorii au dus la Institutul Cantacuzino dezinfectanția de la Hexifarma și că sunt în parametri, dar scandal, după scandal la o săptămână, da, ăia de la firmă, ci că s-au dus și au retras anumite produse și au dat altele. E o problemă mare acolo. Clar că niște băieți cu ochi albaștri încearcă să reabiliteze Hexifarma asta. Dar uitați știrea acum, că în sfârșit, probabil că, ca să mai ziceți că-s nebun de tot, da? Dă-mi un pic ecranul. Vicepreședintele Agenției Naționale a Medicamentului reținut de DNA pentru dare de mită. Hopa, Lazar Iordache, vicepreședintele Agenției Naționale a Medicamentului, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de DNA, de dare de mită și cumpărare de influență. Potrivit procurorilor DNA, citesc repede și mă încurc, în perioada aprilie-iunie 2016, Iordache i-a promis unei persoane cu funcție de conducere din cadrul Ministerului Sănătății 5% din sumele alocate de minister pentru două spitale. Iau, mă! În 28 aprilie 2016, vicepreședintele ANM i-a dat persoanei respective 126.000 de lei, bă, cum se joacă unii cu banii, pentru a semna alocările bugetare către spitalele respective și pentru a face în așa fel încât și alte persoane din minister să semneze. Bun, citiți articolul pe ziare.com. Asta ca să mai ziceți că n-am eu dreptate. Dar mă rog, timpul le lămurește pe toate. Hai că ne întoarcem la bursa locurilor de muncă. Hai să începem cu rata șomajului, pentru că e foarte important să vedem cum stăm la această rata șomajului, dar oricum mi-ați spus că a scăzut numărul șomerilor și atunci și rata asta e relativ mai mică. Mai mică, așa este. Așa, vă rog. Față de aceeași lună anului trecut, unde când rata șomajului era undeva la 6,05%, în luna iulie 2016, rata șomajului la nivelul județului Hunedoara este de 4,7%. Deci peste un punct procentual, mai mică rata șomajului. Este o diferență foarte mare față de anul trecut. Practic, tendința de scădere a început odată cu luna decembrie 2015 și s-a accentuat undeva în primăvara anului acesta. Am scăzut, practic ne situăm la aceeași rată cu nivelul ratei naționale a șomajului, la nivel național. Nu prea s-a întâmplat în județul Hunedoara, întotdeauna județul Hunedoara, având în vedere istoricul superindustrializat al zonei, a avut o rată a șomajului peste media națională. Acum, bun, și nu riscăm să ne arunce iarăși, pentru că vine povestea, se anunță disponibilizări și în Valea Jiului, se anunță odată pentru la societatea de închideri miniere, dar după aia se anunță și în CNH, în complexul energetic, în CEH. De fapt, nu CNH, vorbesc prost eu. Complexul energetic Hunedoara, odată Valea Jiului Mineri și după aceea energeticieni. Da, ambele aripi ale mineritului, respectiv Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului, va disponibiliza chiar de luna viitoare, din luna septembrie, un număr de 155 de persoane. Iar complexul energetic Hunedoara, începând cu luna octombrie, va disponibiliza peste 840 de persoane. Deci una peste alta 1000 de persoane. 1000 de persoane care vor veni, mare parte dintre acestea vor veni în sistemul public de șomaj. O parte probabil că vor îndeplini condițiile pentru pensionare. Numărul acestora încă nu este cunoscut până nu vor fi transmise listele finale și făcute calculele pe fiecare om în parte. Oricum, undeva 1000 de șomeri o să fie. 1000 de șomeri, da. Asta e ceea ce știm din întreprinderile, ca să zic așa, de stat. Dar să știți că avem disponibilizări și din sistemul privat. De pe partea privată, chiar acum o zi, două, în urmă a venit o solicitare pentru disponibilizarea a circa 270 de persoane de pe partea de industrie textilă. Complexii textile. Da. Că erau, și n-ar fi singurele cazuri. Sunt, într-adevăr, poate numărul acesta este mult mai mic, dar sunt și din sistemul privat persoane care vor fi disponibilizate. Din terțe cauze, motive, nu neapărat cum este cazul celor doi giganți, ca să zic așa, a industriei din județ.
Bun, pentru acești șomeri există măsuri, să zicem așa, active, pentru că, bun, unii într-adevăr vor intra la pensie, vor lua o perioadă ajutor de șomaj. E clar că toată lumea acolo așteaptă dacă dă guvernul acele sume de disponibilizare, acele, cum să vă spun eu, ziceți. Erau anumite plăți compensatorii, probabil că la cele vă referiți. Ei bine, acelea nu se mai dau la complexul energetic cu Nedoara. De aceste plăți compensatorii vor beneficia probabil cei de la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului, care au încă un contract colectiv de muncă în vigoare, pe când cei de la Societatea Națională de Închideri de Mine, după cum știți, în primăvară contractul a fost denunțat unilateral, nu vor mai beneficia de acele plăți compensatorii. La ce? E invers. La ce a fost denunțat contractul și din coacerea. Așa a rămas în vigoare. Da, cei de la Complexul Energetic Hunedoara, cei disponibilizați de acolo, vor intra în evidența noastră. Tot ce înseamnă protecția pe această perioadă se va asigura din bugetul asigurărilor de șomaj. Și aici vorbim de indemnizația de șomaj care li se acordă, cea potrivită, și care se calculează potrivit vechimii muncă și altor factori, și acele venituri lunare de completare, care se vor da tot din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru o perioadă de maxim 2 ani, 24 de luni, pentru aceste persoane. După care aceste persoane fie vor intra în câmpul muncii prin diferite metode, fie vor rămâne în evidențele noastre ca persoane în căutarea unui loc, de muncă. Bun, absolvenți, pentru că a fost bursa, ați organizat o bursă specială pentru mă gândesc. Nu, anul acesta nu, de regulă bursa absolvenților, așa, sui generis zis, să se ține în luna septembrie, anul acesta se va ține în octombrie, este o bursă la nivel național. O faceți în octombrie, am priceput. Da, astea sunt directivele, în luna octombrie va fi o bursă dedicată exclusiv absolvenților, indiferent de gradul de pregătire, deci nu se referă doar la liceu superior sau altă clasă. Absolvenții, că vorbim de absolvenți și absolvenți. Odată cu terminarea liceului, legea prevede anumite facilități care pot fi acordate absolvenților dacă aceștia vin și se înregistrează în evidențele Agenției Județene de Șomaj. Pe partea aceasta pot spune că se constată din nou o scădere a absolvenților care au venit și au depus documentele la sediile agențiilor locale și a punctelor de lucru din județul Hunedoara. Dacă în anul 2013, de exemplu, vorbeam de un număr de 1250 de persoane care au venit și au depus documentele și au intrat în evidența noastră, numărul acestor a continuat să scadă constant. În 2014 au fost undeva în jur de 700 de persoane, în 2015 600 de persoane, iar astăzi vorbim de 454 de persoane care și-au depus dosarele. Tendința este clar descrescătoare, nu neapărat pentru că a scăzut numărul absolvenților, pentru că chiar astăzi am avut o discuție și cu domnul inspector general, numărul acestor este relativ constant, vorbim de peste 3.000 de absolvenți de liceu, cu sau fără BAC, da, mai puțin contează, da. Pe palierul acesta de timp de care vi l-am spus. Cauzele neînregistrării n-aș putea să vi le zic, deși noi chiar din primăvară am început o campanie asidă în toate școlile și liceele din județ, în special ne-am focalizat pe liceu, unde le-am prezentat toate aceste beneficii, au fost împărțite pliante, având la bază de plecare un proiect al Agenției Naționale, un proiect foarte mare al Agenției, fie activ la orice vârstă. În aceste pliante li se spuneau absolut toți pașii care i-au de făcut pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru a se prezenta la un interviu sau cum să-și facă un CV pentru prezentarea la interviu și așa mai departe. Din păcate, răspunsul, ca să zic așa, nu este cel scontat. Vom începe iarăși o acțiune, ne aflăm în etapa a doua, BAC-ul, exact cum povesteam. Probabil că după ce se va finaliza și această etapă a bacalaureatului, vor veni mai multe persoane în evidența noastră. Bun, ei ce pot pierde? Dacă, de exemplu, și-au dat BAC în iunie, n-au intrat, să zicem, la nicio facultate, deși acum e foarte, foarte complicat, știți? Că scăderea asta intervine, nu știu dacă nu coincide începutul scăderii constante de cereri depuse, cu măsura aia în care au zis facultățile, bă, nu contează că aveți sau nu aveți bacalaureat, noi vă primim oricum, pentru că e o foame de studenți, să zic așa, și întrebam pe cineva din diferite centre universitare, deci am întrebat mai mulți oameni, v-ați făcut clasele de studenți, de-abia, de-abia, de-abia. Deci,
E clar că aleargă după studenți, indiferent cu sau fără bacalaureat. Și atunci, dacă ăia speră să se ducă și să devină studenți, normal că nu-și mai depun actele la șomaj. Este o posibilă explicație, n-aș putea confirma. Cert este că, spuneați ce trebuie să condiții sau ce trebuie să îndeplinească cei absolvenți. În mod normal, de la data absolvirii cursurilor, de atunci se ia în considerare momentul zero, ca zic așa, al plecării pentru stabilirea indemnizației de șomaj. Dacă acei absolvenți în termen de 60 de zile de la data absolvirii veneau și își depuneau un dosar inițial la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, după aceste 60 de zile își întocmeau un alt dosar și deveneau șomeri indemnizați. Ce înseamnă șomer indemnizat, având în vedere că el n-a avut un stagiu de cotizare acel absolvent? Legea prevede că îi se acordă pentru o perioadă de 6 luni o sumă de egală cu jumătate din indicatorul social de referință, respectiv 250 de lei pe lună, timp de cele 6 luni. Dacă absolvenții au depășit cele 60 de zile în care puteau să devină șomeri indemnizați, vin și își depun dosarele la agențiile județene, agențiile locale și punctele de lucru, ei vor deveni șomeri neîndemnizați, respectiv persoane în căutarea unui loc de muncă, și vor beneficia de alte facilități în momentul angajării. Vorbim de prime de mobilitate, dacă se angajează la o distanță mai mare de 50 de km într-o comună. Vorbim de prime de încadrare, dacă se încadrează primesc un stimulent de 500 de lei. Și pe partea cealaltă vin stimulente acordate angajatorilor, ce vă spuneam adineauri. Pentru angajator nu contează dacă acel absolvent a fost îndemnizat sau neîndemnizat. Îl ia de acolo și automat va beneficia de acele stimulente prevăzute de lege de care vi le-am enumerat înainte. Am înțeles. Deci, practic, măsuri există. Bun, asta cu 250 de lei, poate că mulți spun, bă... E puțin. E puțin și nu merită să mă duc să-mi fac tot dosarul, pentru că e un pic de alergătură. Nu, aici vreau să vă contract. Dosarul este foarte simplu. La primul dosar se cere doar o copie, nu se cere. Dacă omul vine cu buletin, îi facem noi copia după buletin, copie după actul de studiu, o adeverință ceva de studii și un bilet de la medicul de familie, prin care îi se atestă starea de sănătate, că este corespunzător practicării unei munci sau, dimpotrivă, dacă are anumite restricții. Bun, deci nu este un dosar bombastic cum ne-am obișnuit toți că se cere, nu. Deci noi mulțumesc, eram așa într-o eroare. Bun, hai să vorbim că absolvenții ăștia ia să iei de pe băncile școlilor, dar de cele mai multe ori nu știu să facă nimic, pentru că așa este curicula și se caută forță de muncă, nu știu, zic eu, calificată. Se caută și necalificați, dar se caută în principal forță de muncă de care să te poți folosi, nu să mai stai să-l înveți pe ăla, pentru că n-are timp nimeni de casa pionierului. Erau unii care zicea, domnule, vreau și eu la televiziune. Dar ce știi să faci? Păi știi, am filmat eu cu camera video. Bă, frățioare, deci, uite, la televiziune, încercam să explic eu, la televiziune, la știri, există anumite cadre pe care, tipuri de cadre pe care trebuie să le iei într-o anume înlănțuire, ca montiorului să-i fie mai ușor, după aia să înjuri. A, păi da, dar am filmat nunți. Mă, câte nunți ai filmat? 2. Multe, zic. Bun. Nimeni nu mai are timp după tine să stea, să-ți arate ca la casa pionierului. Bă, uite, ăsta e cadrul, plan general, ăsta e plan apropiat, trebuie să le legi în sfârșit. Și foarte multă lume are impresia, domnule, nu v-ați lovit de chestia asta? Bă, eu știu. Ce mai îmi trebuie eu să mă duc, nu știu unde. Și dacă îl pui să facă ceva, efectiv, habar n-are. Și acum ajungem la cursurile de calificare și recalificare, pentru că ei primesc un certificat de competențe copiii ăștia, dar eu i-aș lua pe aia care dau certificatele, acum se va supăra doamna Maria Ștefănie pe mine și colegii dânsei, i-aș lua așa un pic la bani mărunți să-i întreb, bă frate, dacă ăla nu știe să țină șurubelința în mână, de ce i-ai dat certificatul ăla de competențe, nu? Așa este, bine, aici trebuie să facem diferența clară între școlile profesionale și absolvenții de liceu clar, cu filieră teoretică și așa mai departe. Bun, revenind. Da. Clar, noi, Agenția Județeană, suntem furnizori de servicii de formare profesională autorizați. Deci noi facem aceste servicii de formare profesională atunci când piața munții o cere sau când vedem că avem un exemplu aberant, poate avem nevoie de 50 de sudori, adică piața muncii cere 50 de sudori și noi nu avem în evidențele noastre sudori. Da, atunci se inițiază un curs de calificare, pare simplu cum vă spun, nu este chiar atât de simplu pentru că sunt de urma niște proceduri legale și de angajamente bugetare și așa mai departe, dar una peste alta ne pliem pe solicitările pieții forței de muncă.
Chiar la momentul ăsta sunt în derulare 8 cursuri de formare la nivelul întregului, pe raza întregului județ, Hațeg, Petroșani, unde avem un centru de formare profesională. Se cer și meserii sau piața muncii solicită și meserii non-lucrative, contabili. Poate părea, doamne, dar e prin ordinea de contabili. Nu este adevărat, avem și locuri de muncă vacante pentru contabili. Ei, facem și asemenea cursuri de contabilitate, facem și cursuri de sudor, facem și cursuri de ospătar, de bucătar, de lucrători industria în pensiuni agroturistice. Deci meseriile solicitate le facem. Problema e că de cel mai multe ori aceste cursuri au o durată mărișoară, ca să zic așa, pleacă de la o lună până la 6 luni, dacă în cazul cursurilor de specializare. E greu să ții un om cumva legat aceste 6 luni, indiferent că este șomer îndemnizat sau neîndemnizat, să-l ții acolo, să finalizeze acest curs. Asta nu înțeleg. De ce e greu? Pentru că dacă omul știe, intră, e ca un contract. Dom'le, ok, bun, tu ești în ajutorul de șomaj. Ok, vrei să fii sudor? Da, ia și semnează aici un contract. Nu semnează nimic de zis, dar omul poate în timpul ăsta, cât el urmează acest curs, își găsește de lucru. Poate nu își găsește de lucru unde să poată să facă în continuare și acel curs de perfecționare sau de specializare, de ce natură o fi el. Păi nu, da, nu vine și angajatorul, pentru că în cazul ăsta, dacă vii și zici, bă, vreau 50 de sudori, ok, bun, ia și semnează, vino și tu cu niște bănuți încoace, ca să-i dăm stimulent pe lângă ajutorul de șomaj, și atunci e clar că ăla, dacă își va lua ajutorul de șomaj și se duce și face cursul respectiv și firma îi mai dă ceva pe lângă și știe că are un loc de muncă asigurat, altfel l-ai stimulat, l-ai prins, l-ai legat. Este o idee bună, dacă am avea și cadrul legal să aplicăm această colaborare între noi și angajator, ar fi nemaipomenit. Păi de ce nu propuneți? Că uite, acum iar o să vină ea. O să vină tovarășii parlamentari, că toți tovară și nu pot să zic altcumva, da? O să vină iară să ne spună, domnule, noi știm cu România, cu legile, cu alea, cu tot ce trebuie. Și o să vină să ne spună, acum spuneți-le. Bine, fără a face niciun fel de politică, da, inițiative în sensul ăsta au fost făcute, chiar colegii nu neapărat numai din județul Hunedoara, din toate celelalte județe au transmis propuneri de modificare a legii șomajului. În schimb, legea șomajului prevede o facilitate pentru angajatori, dar vorbim doar de angajatorii care vor să-și califice personalul propriu și poate și asta trebuie să spun, pentru că nu s-a apelat la această măsură de stimulare a angajatorilor, respectiv în momentul în care un angajator vrea să-și califice dintre oamenii angajați, nu dintre șomeri, un număr de maxim 20% dintre angajații, ne poate solicita nouă rambursarea cheltuielilor cu formarea profesională în cuantum de 50% din suma cheltuită la nivelul unui an. Este o măsură de stimulare, am zis, din păcate în județul Hunedoara nu au aplicat foarte mult, adică nu au aplicat în ultima perioadă mai mult. Deci poți să duc oamenii la cursuri de perfecționare. Da, vi duceți, faceți un contract dumneavoastră ca angajator cu o firmă, cu un furnizor de formare profesională autorizat, automat, pentru că nu discutăm povești. Poate fi așa FMU sau poate pot fi alți operatori. Sunt care 20 sunt și ceva de furnizori la nivelul județului autorizați. După finalizarea cursului, în regim de contare, vi se rambursează 50% din costurile totale de formare profesională. Este un stimulant extraordinar. De câte ori pot să facă ăștia pe an? O dată la nivelul, da. Și în limita maxim 20% dintre persoanele angajate. 20%, dar în fiecare an, dacă vin cu 20%, în 5 ani de zile am 100% firma recalificată și după 5 ani de zile iau iarăși pe ăia și zic, pe primii care au făcut cursul și zic, ia treceți voi să mai învățați ceva. Asta probabil că ține un pic, nu aș vrea să sune absolut deloc urât, ține un pic și de cultura antreprenorului, un pic de cultura angajatorului. Dacă își dorește cu adevărat să țină acei oameni, să-i califice, să-i meargă lui bine până la urmă ca angajator, poate apela la această măsură. Îi așteptăm cu brațele deschise. Hai să facem, mai avem mai puțin de un minut. Deci, bursa locurilor de muncă va fi 25 august, așa? În cele 10 locații ale Agenției Județene pentru Ocupare și Formare Profesională, respectiv Valea Jiului, Deva, Brad, Ilia, în absolut toate zonele. Avem și anunțul, așa, dar mai vreau încă o dată să zice. Așa, ora de desfășurare, sau se va desfășura între orele 9 și 13. Angajatorii, repet, poate să depună oferte pentru locuri de muncă vacante, inclusiv în ziua bursei. Deci până la deschiderea bursei, dumnealor poate să vină cu ofertele de muncă, noi așteptăm, locațiile sunt pregătite. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune și pentru activitatea pe care o faceți, pentru că e foarte important ca oamenii să aibă posibilitate. Nu știu, eu aș fi disperat fără loc de muncă.
m-aș gândi tot timpul, domnule, cu ce plătesc, ce mănânc, ce fac, ce e crâncenă. De-aia n-am fost niciodată șomer, Doamne, îți mulțam. Și sper să n-ajung. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat la noi. Rămâneți cu Hunedoara TV pentru că urmează jurnalul. Mâine avem emisiune politică, vine președintele PNL-ului, da? Unii zic interimar. Nu, n-are mandat, n-are, cum să vă spun eu, mandat pe o anumită perioadă determinată. Nu, nu e interimar. E președintele PNL Hunedoara, chiar dacă vine de la Alba, domnul Roman, o să vină la noi în studio și vedem că se pun la cale liste de parlamentari și la deputăție și la senat alea. Ce se mai dă și ce se mai cere cu declarațiile astea politice. Deci mâine fiți alături de noi și nu uitați, România nu-i a lor, e a noastră.